Avem nevoie de momente de genul acesta pentru ca să ne resetăm conștiința. We need moments like this in order to reset our conscience. Viața noastră este plină de responsabilități. Our life is full of responsibilities. Care uneori sunt așa de multe și de mari. That sometimes are so big and so great. Încât nu mai avem timp să ne odihnim sau să ne hrănim. That we don't have time to feed ourselves or to rest. Avem vise pe care vrem să le împlinim. We have dreams that we wish to fulfill. Însă în viața noastră apar și lucruri pe care nu le-am anticipat. However, in our lives, things appear that we haven't anticipated. Boli, necazuri, conflicte și tot felul de suferințe. Troubles, sicknesses, conflicts, and all types of sufferings. În mod deosebit, în situații de genul acesta, Dumnezeu dintr-o dată devine necesar. Especially in situations like this, God all of a sudden becomes necessary. De ce? Why? Pentru că nu mai controlăm viața, ci ea ne controlează pe noi. It's because we no longer control life and it controls us. Este Crăciunul. It's Christmas. Este Crăciunul din nou. It's Christmas again. A mai fost. It has been before. Însă nu știm dacă va mai fi. However, we do not know if it will Dar be again. Dar acum suntem în contextul Crăciunului. But right now we're in the context of Christmas. Și suntem tare bucuroși pentru că putem avea această întâlnire împreună cu dumneavoastră. And we are very grateful to and very joyful to have the celebration with you. Încă o dată apreciem prezența. Once again, we appreciate your presence here. Avem intenția să citim un pasaj din Scriptură, carte față de care cu toții avem respect. We have the intention to read a passage from Scripture. Și apoi să spunem câteva cuvinte care se încadrează în titlul Scopul venirii Mântuitorului. I want to say a couple of words that try to capture the idea of the reason, the motive for the coming of the Savior. Frigiderul este plin. Our fridges are full. Și suntem pregătiți să mergem acasă. And we are ready to go home. Dar până la urmă, care este scopul Crăciunului? But at the end of the day, what is the purpose of Christmas? Pentru câteva zeci de minute o să vorbim despre lucrul acesta. For a couple of tens of minutes, we'll speak about these subjects. Într-un limbaj bilingv. In a bilingual context. Pentru ca să fie bine pentru fiecare. So that it's comfortable for everyone. Permiteți-mi să vă rog să vă ridicați. Allow me to ask you to stand. Și o să citim împreună din Evanghelia după Ioan. And we will read from the Gospel of John. Primul capitol. The first chapter. Primul verset până la 18. Verses 18, verse 1 through 18. John 1, chapter 1, verse 1 through 18. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to all who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling amongst us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. John testified concerning him. He cried out, saying, "This is the one I spoke about when I said, 'He who comes after me has surpassed me, because he was before me.' Out of his fullness we have all received grace, in place of grace already given. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, but the only one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made it known." Amen. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. We invite you respectfully to retake your seats. Vă dorim un timp plăcut. We wish you a pleasant time. Așa cum ne dorim nouă să avem inima atinsă de Dumnezeu, vă dorim și dumneavoastră la fel. Just as we wish here to have our hearts touched by God, we wish the same for you. Care este scopul venirii Mântuitorului? What is the reason, the motive for the coming of the Savior?
Iisus Hristos este unicul fiu al lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră. Christ is the one and only unique Son of God that has come into our world. În calitate de mântuitor. In the quality of being Lord and Savior. Pentru a-l împăca pe omul vinovat cu Dumnezeul ofensat. In order to reconcile a guilty man with an offended God. Subiectul este extrem de amplu, complex. The subject is extremely ample, it's very complex. Însă avem intenția să surprindem trei aspecte. However, we have the intention to capture three aspects. Care ne vor conduce la credință sau la consolidarea credinței. That will lead to faith or rather even to the consolidation of faith. Primul lucru. The first one. Preexistența Mântuitorului. First one is the pre-existence of the Savior. Acest prim punct are rolul să pună în evidență cine este El. This point I want to develop in order to bring into emphasis who the Lord is. Preexistența Mântuitorului. The pre-existence of the Savior. În Ioan, în capitolul 17, citim. In John chapter 17. Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. And now, Father, glorify me in your presence with the glory that I had with you before the world began. Preexistența lui Hristos vorbește despre faptul că El a existat în ceruri înainte să se nască prin Fecioara Maria. The pre-existence of Christ means that he existed in heavens before being born by the Virgin Mary. Acest adevăr este atât de diferit de experiența noastră umană, încât ne este greu și să-l înțelegem și să-l acceptăm. This truth is so difficult to understand because it's so different to our human experience that it makes it difficult to believe or understand. Pasajul pe care l-am citit revin la el spunând, la început era cuvântul. The passage that was read earlier, I come back to it, said, in the beginning was the Word. Și cuvântul era cu Dumnezeu. And the Word was with God. Și cuvântul era Dumnezeu. And the Word was God. Versetul 2. Verse 2. El era la început cu Dumnezeu. He was with God in the beginning. Cine este El? Who is He? Cine este cuvântul? Who is the Word? El, cuvântul, este Hristos, este Mântuitorul, lăudat să-i fie numele. He, the Word, is Christ, the Savior, blessed be His name. Preexistența lui Iisus Hristos vorbește despre divinitatea sa. The pre-existence of the Christ speaks to His divinity. Divinitatea sa devine vizibilă în atributele divine pe care le manifestă. His divinity becomes evident in the attributes that He manifests. În primul rând și-a demonstrat omniprezența când a potolit furtuna pe mare. He first and foremost demonstrated His omnipresence when He quieted the storm. Puterea lui Dumnezeu este atât de mare încât nu are limite. The power of God is so mighty and so great that it does not have limits. Visele noastre sunt mai înalte decât capacitățile noastre. Our dreams are much higher than our capacities, our abilities. De multe ori ne stricăm sănătatea fiindcă încercăm să facem mai mult decât putem, încercăm să ne depășim limitele. Sometimes we ruin our own health because we try to take on more than we can because we're trying to achieve unachievable dreams. Dumnezeu este ființa care nu se confruntă niciodată cu experiența aceasta umilitoare. Nu pot. God is the being that is never confronted with this humiliating experience of I cannot. Într-o zi mare eram volburată. One day the sea was very troubled. Valurile erau uriașe. Waves were huge. Și el s-a adresat vântului. Taci, fără gură. And he addressed himself to the wind and he said, shut up, be quiet. Pur și simplu, ca un om, s-a oprit. And just as if the storm was a man, it responded. În ce limbă a vorbit? In what language did the storm speak? În limba obișnuită a locului unde era. Christ addressed himself in the language that, you know, he was present in, the language of the community. Pe noi nu ne ascultă vântul. The wind does not listen to us. Pentru că noi nu suntem stăpâni. Because we are not lords. Pentru că noi nu l-am creat. We haven't created it. Pentru că noi suntem doar niște muritori. Because we're just mortals. Vântul uneori omoară oameni. The wind sometimes kills people. Răstoarnă vapoare, clădiri. It overturns ships. Și noi ne uităm neputincioși în limitele noastre de oameni muritori. And we look on powerless in our own limitations as mortal humans. El, cuvântul, He, the Word, El este stăpân. He is Lord. El a creat toate lucrurile. He has created all things.
El este o ființă care nu poate fi înțeleasă. He's a being that cannot be understood. Cum niciodată o furnică nu poate să mă înțeleagă pe mine, cu atât mai mult eu, noi, nu-l putem înțelege pe Dumnezeu. In the same way that an ant does not have any hope of ever understanding me, so much more so do we not have hopes of ever fully understanding God. El nu și-a demonstrat doar omnipotența. He didn't just demonstrate his omnipotence. Și-a manifestat eternitatea. He also demonstrated his eternity. Atunci când a făcut o afirmație care pare greșită din punct de vedere gramatical. When he made an affirmation that appears to be grammatically incorrect. Spunea el cu privire la un om care a trăit cu 2000 de ani înainte de el. He was speaking about a man that lived 2000 years before him. Înainte să se nască Avram. He said before Abraham was born. Sunt eu. Eu sunt. I am. Rădăcina la eu sunt este Yahweh. The root of I am is Yahweh. Acesta este unul dintre numele lui Dumnezeu, poate cel mai personal nume al lui Dumnezeu. This is one of the names of God, maybe even the most personal name of God. Cum pot eu să spun că m-am născut înainte de cineva care a murit acum 1000 de ani? How can I say that I have been born before someone who died 2000 years ago? Noi nu putem să spunem asta. Obviously we cannot say that. Oricât de mult am trăit, nu prea trecem de 100. No matter how much we live, we don't really pass 100. El este etern. He is eternal. N-are început. He does not have a beginning. N-are sfârșit. He does not have an end. Toate trei timpurile sunt înghesuite în prezent, într-un veșnic prezent. All three times, past, present and future are pushed together in one present, omnipresence. Nu numai omnipotență și eternitate, dar el este omniscient, adică știe toate lucrurile. Not just omnipotence and not just eternity, but he's omniscient. He knows all things. În Matei capitolul 2 ne este prezentată o experiență în care el cunoaște gândurile oamenilor. In Matthew chapter 2 there's related an experience in which he knows the thoughts of man. Ce n-am dat noi să cunoaștem gândurile oamenilor? What wouldn't we as humans give to know the thoughts of men? Dar e bine măcar că nici ei nu le cunosc pe ale noastre. But at least it's good that they, in turn, do not know our thoughts either. Dumnezeu ne cunoaște gândurile. The Lord God knows our thoughts. Noi putem păcătui în fața lui Dumnezeu în timp ce nu zicem nimic și stăm cu mâinile în buzunar. We can sin before the Lord while we're saying nothing and we're standing before God with our hands in our pockets and doing nothing. Dacă trăirile noastre interioare și facultățile noastre de judecată și discernământ sunt murdare, noi păcătuim în fața lui Dumnezeu care cunoaște totul. If our living internally and our mental and emotional faculties are dirty, we can and do commit sin before the Lord. Încă un atribut pe care nu-l are decât divinitatea este omniprezent. Adică e prezent în același timp peste tot. Another attribute that demonstrates that God demonstrates is his omnipresence. He is everywhere at the same time. Încerc un exemplu. I'll begin with an example. Unde este aerul acum? Where's Iowa right now? O fi și în Europa? Could he be in Europe as well? E în Groenlanda, în Alaska, în Siberia, în Bangladesh, e peste tot. Is he in any of these other world locations? Ceva de genul acesta este prezența lui Dumnezeu. Nu-i niciun punct din univers în care această prezență a lui Dumnezeu să nu fie acolo. There's no point in any place in the universe that lacks the presence of God for it to be there. De aceea a spus, acolo unde sunt adunați doi sau trei cu scop religios să se roage, eu sunt acolo. And this is exactly why his purpose was in saying where two or three are gathered in my name. Imaginați-vă că acum with a religious purpose I will be there. Imaginați-vă că acum în Sudan, poate cea mai săracă țară din lume. Imagine that right now in Sudan, maybe one of the most destitute countries. Trei oameni se întâlnesc să se roage. Three people are gathering to pray. Și Dumnezeu este cu noi aici la Betania. And God is with us here tonight at Bethany. Și oamenii se roagă degeaba acolo. And those people are praying over there without any success. Pentru că noi nu putem fi în două locuri în același timp. Ne e greu să înțelegem cum poate el să fie în două locuri în același timp. Because we are unable to be in two places at the same time. It's hard to understand how he can be present in more than two places at a time. Stimați prieteni, dumneavoastră știți că minunile nu se pot explica. Dear friends, you know that miracles are unexplainable. Când minunile se pot explica, încetează să mai fie minuni. When miracles can be explained, by definition they cease to be miracles.
De ce este necesară divinitatea lui Hristos? Why is the divinity of Christ necessary? Pentru că numai Dumnezeu putea să ia asupra sa toate păcatele tuturor oamenilor care au trăit vreodată pe pământ. Probabil 115-20 de miliarde de la facerea lumii până astăzi. Because God and God alone is the only one able and capable to take upon himself the sin of all humanity throughout all of generations, all of history, maybe 115-120 billion people all in all. Numai Dumnezeu poate să se încarce cu păcatele tuturor oamenilor. Câte păcate face un om într-o viață? Only God can burden himself with all the sins of mankind. How many sins does a man commit in his entire lifetime? Dar 120 de miliarde. But what about 120 billion people altogether? Toate aceste păcate într-o zi, când a fost pe cruce, au fost peste el. All of these sins in one day when he was lying on the cross, in one day those sins were all upon him. A făcut lucrul ăsta doar pentru oameni. And he did this just for people. Crescând fără părinți, tot timpul am alergat să fiu iubit. Having had grown up without my parents, I always ran to be loved. Și Dumnezeu este o iubire inepuizabilă. And God is an unextinguishable love. Te simți singur că nu-l cunoști pe el. You feel alone. But that's because you do not know him. Caz în anxietate și depresie pentru că nu știi să vorbești cu el și nu știi să te încrezi în el. You fall into anxiety and into depression because you do not know how to express himself to God. You do not know him. El este marea resursă, inepuizabila resursă. He is an unquenchable resource. El nu cere bani. He does not run out and he does not ask for money. În cer nu sunt magazine. And there's no shops in heaven that exchange currency. Apoi, Mântuitorul trebuia să fie pe deplin sfânt ca să fie Mântuitor. Cum putea o persoană cu păcat să ierte pe alții care au păcat? And then the Savior had to be holy in order to be a Savior, because how can a man that is unholy forgive sins that he himself is guilty of? De aceea el s-a întrupat printr-o fecioară, nu din mama și tata. This is why he was embodied through a virgin, not through a mom and dad. Când Adam a păcătuit, when Adam sinned, el a reprezentat toată rasa umană. He represented the entire human race. Ce citim acum în media? Franța a fost învinsă. What do we read in media right now? France was defeated. Mă refer la Franța a fost învinsă de Argentina. I'm referring to the fact that France was defeated by Argentina. Dar cum să fie Franța învinsă? Toți francezii au jucat fotbal cu toți argentinienii? But how can France be defeated? Did all of the French people play soccer with all of the Argentinians? Nici vorbă. Of course not. 11 francezi. There's 11 French people. 11 argentinieni. And 11 Argentinian players. Și 11 francezi au adus înfrângerea peste toată Franța. And 11 soccer players that represent France brought defeat upon all of France. Adam a adus înfrângerea peste noi toți. Adam has brought defeat upon us all. Orice copil care se naște sub această înfrângere a păcatului. El devine păcătos prin păcatul adamic în momentul în care a deschis ochii pe planeta Pământ. Any human that is born into this sinful nature, and that defeat of Adam is imputed to him. He's born into that nature. He's born sinful from the very beginning. Dacă Hristos ar fi născut din Maria și Iosif, ar fi fost păcătos. If Christ would have been born out of Mary and Joseph, he too would have been sinful. Dar în timp ce dormea o fată, but as a girl was sleeping, un înger a venit la ea. An angel came to her. Ea era logodită. She was engaged. Dar Biblia remarcă faptul că nu a avut nicio relație intimă. But the Bible emphasizes that she had never had any intimate relationship. Un înger a venit la ea și a spus, tu o să naști un copil. And an angel came up to her and said, you will bear a child. Știți care a fost prima întrebare? And you know what the first question is? Nu-i posibil, eu sunt fată. That's impossible, I'm a virgin. Cum poate să nască o fată? How can a virgin give birth? Nu poate. Obviously, she cannot. Dar când se întâmplă o minune, minunile sfidează legile naturale. However, when miracles happen, they defy natural law. Hristos nu putea să fie mântuitor dacă era păcătos. Christ couldn't have been a savior if he was sinful. El a venit între noi, diferit de noi. He came to us being different than us. El nu a venit la purtător cu păcatul adamic. He didn't come bearing the Adamic sin. Trebuia să fie fără. He had to be without. Și a fost. And he was.
Preexistența Mântuitorului vorbește despre divinitatea sa. The pre-existence of the Savior speaks to his divinity. Și răspunde la întrebarea cine este Hristos. It answers to the question, who is Christ? El este Fiul lui Dumnezeu. He is the Son of God. El este Dumnezeu. And he is God. Doar că el s-a întrupat. Only that he was embodied. El a venit la noi prin întrupare. He came to us through the process of embodiment. El prin întrupare a devenit om. And through embodiment he became man. Și acest al doilea lucru răspunde la întrebarea cum a venit el la noi dacă e Dumnezeu. And the second point answers the question, how did he come to us if he was God? L-am văzut noi vreodată pe Dumnezeu? Have we ever seen God? Nu. The answer is no. L-am fi văzut pe Hristos dacă venea într-o în natura divină? Would we have seen Christ if he would have come in his divine nature? Nu. No. Dar el a venit ca om, om ca noi. But he came as man, men like us, men like us. Întruparea a fost actul prin care Hristos a luat asupra sa natură umană pentru un timp. The embodiment was the act through which Christ took upon human nature for a time. A devenit om prin întrupare, deși a avut o existență anterioară. He became man through embodiment, even though he had an existence before his embodiment. Maria, înainte să locuiască cu Iosif, a fost însărcinată de la Duhul Sfânt. Mary, before living with Joseph, was pregnant from the Holy Spirit. Nașterea sau întruparea Mântuitorului din Fecioară înseamnă câteva lucruri. The birth and the embodiment of Christ means a couple of things. În primul rând, arată că mântuirea vine de la Dumnezeu. First and foremost, it shows that salvation comes from God. Maria nu putea să facă singură un copil. Mary couldn't have single-handedly made a child. Putea să-l facă cu Iosif. She could have made it with Joseph. Dar copilul acesta nu putea deveni mântuitor pentru că ar fi avut păcat. But this child would have been unable to be saved because he would have had sin. Însă Duhul Sfânt. However, the Holy Spirit. Puterea Duhului Sfânt a coborât peste ea și a rămas însărcinată. The power of the Holy Spirit came upon her and she was left pregnant. Cum a vorbit într-o zi vântului. In the same way that one day he spoke to the wind. Așa a vorbit într-o zi lucrurilor din interior. In the same way he spoke to the things of the interior. Și minunea s-a întâmplat. And the miracle happened. Cine crede în Dumnezeu crede în minuni. He who believes in God believes in miracles. Pentru că tot ce face el e supranatural. Because everything that he does is by definition supernatural. Supranaturalul este lucru obișnuit al lui Dumnezeu. The supernatural is the natural, the ordinary of God. Iar naturalul este lucru obișnuit al nostru. And the natural is what is ordinary to us. Apoi a făcut posibilă unirea dintre divinitate și umanitate, o divinitate deplină și o umanitate deplină. Then he made possible the unity between a human nature and a divine nature. Când Hristos a devenit om, when Christ became man, a fost om deplin. He was fully man. Dar a rămas Dumnezeu deplin. But he also remained fully God. În viața lui de slujire se văd și accente ale divinității. Atunci, așa cum spuneam puțin mai devreme, oprește vântul, înțelege gândurile oamenilor și tot felul de miracole de genul acesta. In his life of ministry, there are certain things that become evident in his life. He speaks to the wind, he knows people's thoughts and things of divine nature that are made evident. Însă umanitatea lui Hristos nu a moștenit păcatul adamic. However, his humanity never inherited the sin of man, of mankind. De ce Hristos a avut nevoie de umanitate pentru a fi mântuitorul oamenilor? Nu era suficientă divinitatea? But why did Christ need human nature in order to become the savior for humanity? Wasn't a divine nature sufficient? Umanitatea l-a limitat. Umanitatea l-a limitat. Humanity limited him. Divinitatea n-are limite. And divinity doesn't have any limits. Nicio limită nu are ca Dumnezeu. There's absolutely no limits upon God. A creat planetele. He created planets. A creat pământul. He created the earth. L-a creat pe Adam, l-a făcut cu mâna. And he created Adam with his own hand. Și a devenit viu. He breathed life into him and he became alive. Ce om de știință poate să facă asta? What man of science can do this? Ce guvern? What government? Ce general? What generals? Toți sunt muritori. They are all
mortal. Tuturor le e frică de moarte. They're all afraid of death. Toți iau boabe, vitamine, se duc la sală, mănâncă salată. They all take vitamins. They go to the gym. They take vitamins and pentru că boala și moartea e viitorul babau de care ne teamă încă de pe acum. Because their future death is the taboo subject that they're all afraid of. De ce a avut nevoie să fie să trăiască într-un om, într-un corp uman? Why did he need to live in a human body? Pentru a manifesta ascultare reprezentativă. And the answer is in order to manifest obedience that is representative. Pentru că ne-a reprezentat pe noi în fața lui Dumnezeu. Because he was representing us before God. A trebuit să asculte în locul nostru. He had to obey in our stead. Pentru ca să fie iertată neascultarea lui Adam și a tuturor oamenilor. So that the disobedience of Adam and of all other humans would be forgiven. Pentru că noi nu am fost în stare să ascultăm. El a ascultat în locul nostru. Because we were unable to obey, he obeyed in our stead. Ascultarea a fost deplină. His obedience was complete. Când a trebuit să meargă la cruce, when he had to go to the cross, a spus: Tată, dacă există alternativă la moartea prin crucificare, alege-o, dar dacă nu, o să mă duc. He said, Father, if there exists an alternative for me to go to the cross, please choose that, but if not, then I will go. Noi ne împotrivim. We rebel sometimes. Noi devenim rebelioși, neascultători, noi ne luptăm, ne supărăm, we disobey, ne nemulțumim. We fight, we get upset, we are ungrateful. Hristos a ascultat. Christ obeyed. El a fost o ființă extrem de diferită de noi. He was a being extremely, extremely different than us. Ființa lui n-a fost marcată de păcat. His being was not marked by sin. El nu a fost murdar în niciun fel. He wasn't dirty in any way, shape, or form. El a fost de-a dreptul pur la modul absolut. He was absolutely pure. Nu doar asta. And not just this. Ci el a avut nevoie de un trup uman pentru a deveni mediator între om și Dumnezeu. He also needed a human body in order to become mediator between God and man. Păcatul ne-a izolat de Dumnezeu. Sin had isolated everyone from God. Noi toți știm asta. We all know this. Și aveam nevoie de cineva care să intervină și să medieze relația ruptă dintre om și Dumnezeu. And someone needed to come and intervene and to mediate the relationship, the broken relationship between God and man. El ne-a adus înapoi la Dumnezeu. He brought us back to God. Personal, eu am avut 21 de ani când s-a întâmplat treaba asta, experiența asta în viața mea. Personally, I was 21 years old when I had this experience. Toată copilăria și tinerețea am fost un băiat religios în felul meu. My entire childhood, I was religious in my own way. Dar Dumnezeu nu vrea să ne facă religioși. But God doesn't want us to make to be religious. Dumnezeu vrea să ne facă sfinți. God wants to make us holy. Ce interes are Dumnezeu să devenim religioși? What interest does God have in our religiosity? Pentru că nu e prea mare diferență între oamenii religioși și nereligioși. Because really, there's not much difference between religious people and non-religious people. Uitați-vă în istorie câte crime s-au întâmplat în numele religiei. Uitați-vă acum în Orient să vedeți câte bombe explodează în numele religiei. Look in history to see how many crimes were committed in the name of religion. Look now in the Middle East to see how many bombs are thrown in the name of religion. Dumnezeu oferă o conștiință curată. God offers a clean conscience. Preocupări curate, motivații curate, relații curate, cuvinte, acțiuni curate. Clean thoughts, clean relationships, actions that are clean. Care fată nu caută un astfel de băiat? What kind of girl doesn't look for this kind of person? Care băiat nu caută o astfel de fată? What kind of boy does not look for this kind of girl? Care părinte n-ar vrea să aibă un astfel de copil? What parent does not want to have this kind of child? Și să-i crească inima că nu mai are nimeni băiat sau fată ca el. And for his or her heart to grow when they see that no other child is like theirs. Avem relații lipsite de loialitate. We have relationships that lack loyalty. Trăim în medii unde există infidelitate. We live in a medium where there's just so much disloyalty. Suntem însângerați de trădări, de minciună și de tot felul de alte murdării. We are bloody by all kinds of betrayals and all kinds of dirt of lies. Noi am făcut lumea aceasta așa cum este. And the truth is that we have made the world the way it is right now. Pentru că asta este tot ce știm și putem să facem. Because that's all we know and that's all we're capable of doing. Asta reclamă nevoia de el. This is what advertises the need for him. Acest faliment al umanității ne spune că avem nevoie de el, de cuvânt. This failure of humanity tells us that we need him, the word.
El a luat trup ca să poată muri, dacă n-avea trup nu putea muri. He took on a body so that he can die, because if he didn't have a body he wouldn't have been able to die. Trup. He came in a body. Când oamenii mor în trup. When people die, they die in a body. Partea fiziologică încetează, se blochează, sângele îngheață în vene. The physiological part of you just stops. Your blood freezes in your own veins. Hristos nu putea să moară pentru păcatele noastre dacă nu avea un corp uman. Christ wouldn't have been able to die for our sins if he didn't have a human body. Sângele lui ne-a iertat păcatele, dar sângele se află în trup, nu în duh și nici în suflet. His blood forgave our sins, but blood is found within a body, not within a soul or even a spirit. Sângele lui n-a curs din conștiință, a curs din vene, iar venele sunt partea biologică. His blood didn't flow out of his own conscience, it flowed out of his veins. De aceea i-a trebuit un trup. That is why he came in a body. Pentru că era contextul biologic în care urma să moară în locul meu. Because this was the biological context in which he was to die in my stead. Când am citit Evanghelia și am înțeles-o atât cât am putut să înțeleg, when I read the gospel and I understood it as well as I was able to, am mers spre el, am îngenunchiat. I went towards him, I fell on my knees. Și am spus, te rog să mă ierți. And I said, please forgive me. În aceste câteva cuvinte, and with these few words, erau așa de multe experiențe murdare din trecutul meu. These words carried the weight of so many dirty experiences. Când am spus cuvintele astea, when I said these words, toată lumea asta a trecutului meu a devenit inexistentă. This entire world of my past became non-existent. Din nou la început. Again, from the beginning. Asta înseamnă să te convertești, să-ți dai viața lui Dumnezeu. Asta nu e religie, nu e schimbare de biserică. This is what it means to be converted, to give your life to Christ, to God. This is not religion, this is not changing a church membership. Apoi el a avut nevoie de un corp uman ca să devină un model pentru noi în viața umană. He also needed a body so that he may be able to become a model for us in living. De aceea Ioan în prima epistolă spune următorul lucru: cine zice că rămâne în Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. That's why in the first epistle of John, John says, he who says that he remains in Christ must live like Christ. Creștinismul este încă cea mai mare religie, peste 2 miliarde de componenți. Christianity is yet still the biggest religion after 2000 years of history. Mulți dintre oamenii ăștia doar aparțin la religia creștină, dar stilul lor de viață nu are nici o legătură cu puritatea și sfințenia. The truth is that many people just belong to this Christian religion, but their way of life, their lifestyle has nothing to do with purity or with holiness. Preexistența, cine este el? El este Dumnezeu. Preexistence, who is he? He is God. Întruparea, cum a venit la noi? Embodiment, how did he come to us? Devenind un om cu corp uman. He became a man with a human body. De ce a venit la noi? Why did he come to us? Și acum vorbim despre al treilea lucru și închem, substituirea Mântuitorului. And now we get to the third point and we'll close out. The substitution done by the Savior. A substitui înseamnă a te pune în locul altuia. To substitute means to put yourself in the place of another. Ai ține locul cuiva. Holding someone's place. Presupunem că David are o moștenire. Let's suppose that I have an inheritance. Și nu poate să meargă în România să-și o revendice. And I'm unable, let's say, to go to Romania in order to claim that inheritance. La notaria facem o țidulă. I will go to the embassy and I'll have a power of attorney. Și eu îl substitui pe el, merg în locul lui în România și rezolv problema. And I'm going to substitute in his stead and I will go in his place to claim his inheritance from Romania. Sunt ca și cum sunt David Gyurko, dar nu-s David Gyurko. It's as if Pastor Luigi would be David Gyurko, but he's not. Dar am rolul lui David Gyurko, lucrez în numele lui, pot să fac orice în numele lui. But he has the role of David Gyurko. He can do anything in my name. Biblia spune că el a venit ca să se poarte păcatele oamenilor și să se identifice cu oamenii păcătoși. The Bible says that he came to identify himself with the sins of mankind. 2 Corinteni capitolul 5. 2 Corinthians chapter 5. El s-a făcut păcat pentru noi. He made himself who had no sin, sin for us. A intrat în lumea asta evitând păcatul. He came into this world avoiding sin. Biblia spune că a fost ispitit, dar n-a păcătuit niciodată. The Bible says that he was tempted, but he never committed any sin. Însă într-o zi a stat pe cruce.
However, one day he stood upon the cross. Și absolut toate păcatele făcute vreodată, and absolutely all sins committed throughout history, au fost așezate pe conștiința lui. Were placed upon his conscience. Și atunci a țipat spunând. And that's when he cried out saying, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? My God, why have you forsaken me? Dumnezeu l-a părăsit pe Adam în grădină când a păcătuit. God abandoned Adam in the garden because he sinned. Și Dumnezeu l-a părăsit pe fiul său când s-a încărcat cu păcat. And God also abandoned his own son when he was loaded with the sins of humanity. Iisus a devenit substitutul nostru. Jesus became our substitute. S-a făcut păcat pentru noi. He made himself sin for us. El a murit moartea. He died a death pe care o meritau oamenii, fiecare om. That each man deserved. Scriptura spune că el este ispășire pentru păcatele noastre. Scriptures say that he is the atonement for our sins. Hristos și-a asumat păcatele noastre. Christ assumed our sins. Și-a asumat păcatele noastre. He assumed our sins upon himself. Un copil al meu a spart un geam. A child of mine was sitting in a window. Iar eu mi-am asumat geamul spart. He broke a window and I assumed that broken window. I-am spus vecinului, stai liniștit, eu să spun geamul la loc. I told the neighbor, be at peace, I will replace your window. Dar nu eu am spart geamul. But I'm not the one who broke that window. Dar eu mi-am asumat treaba asta. But I assumed this fact upon myself. Și dintr-o dată am devenit responsabil să-i pun geamul. And all of a sudden I became responsible for replacing this man's window. Hristos și-a asumat păcatele noastre. Christ assumed upon himself our sins. Și dintr-o dată ele au venit peste el ca și cum el le-a făcut. And all of a sudden sins came upon him as if he had committed them. Dar ce suflet a putut să aibă ca să se încarce cu păcatele astea când el în divinitatea lui era Dumnezeu? But what kind of soul did he have in order to be able to load himself with these sins when he himself was divine? El n-a experimentat în eternitate păcatul. He never throughout all of eternity experimented any sin. Și acum a fost acoperit cu o imensitate de miliarde de păcate. And now he was covered by an immense amount of just sin. Fiindcă atât a iubit Dumnezeu lumea. Because God so loved the world. Încât a dat, a oferit, that he gave, he offered pe singurul său fiu, his one and only son, pentru ca oricine crede, so that whoever believes in him, cine crede, whoever believes să nu mai moară în iad, will never die in hell again, ci să aibă viață veșnică, but rather have eternal life. Prin moartea lui Hristos adus în locul oamenilor, through the death of Christ brought in substitution for man, dreptatea lui Dumnezeu ofensată a fost satisfăcută. The justice of God that was offended was satisfied. Justiția lui Dumnezeu a fost satisfăcută. The righteousness and justice of God was satisfied. Cineva te supără grosolan. If someone offends you greatly. Și dacă știam că pot să predic fără traducere, if I would have known that I can preach without translation. Dar dacă omul acela care m-a supărat vine la mine și spune, Domnule, te rog, iartă-mă. But if that man comes up to me and says, my Lord, forgive me. Crede-mă, n-am vrut, am greșit, te rog, iartă-mă. Believe me, I didn't want to. Please forgive me. Da, Domnule, da. But if I say, get out of here. Și el spune, Domnule, te rog, iartă-mă. I insist, please, and he tells me, I insist, please forgive me. Dintr-o dată, dopamina, serotonina, toate se retrag în păhărele. All of a sudden, dopamine, serotonin, they draw back from my brain. Și supărarea mea, okay, Domnule, okay, du-te liniștit. And my anger kind of subsides and I say, okay, man, you can go at peace. Asta se numește pocăință, Domnule, iartă-mă, te rog. This is what repentance means. My Lord, forgive me. Numai un om care greșește este pus în situația să-și ceară iertare, dar nu e obligat, doar dacă vrea. Only a man that has messed up, has committed a sin, has committed a mistake is responsible for asking for forgiveness, but he doesn't have to. It's his choice. Am citit despre un psiholog, William Moulton. I read about a psychologist, William Moulton? Yes, Moulton. A intervievat 3000 de indivizi. He interviewed 3000 individuals. Cerându-le să răspundă la o întrebare. Asking them to answer a question. Care este scopul pentru care trăiești? What is the reason that you live for? El a spus că 94% dintre acești oameni
He said that 94% of respondents au vorbit despre eșecurile din trecutul lor. They talked about the failures of their past și despre dezamăgirile din prezentul lor. And about the disappointments from their present. Însă întrebarea se referea la ce scop ai cu viața ta. However, the question referred to the fact of what reason do you have in your life? Oamenii trăiesc în trecut. People live in the past. Sunt marcați de evenimente de acum 10 sau 50 de ani. They are marked by events from 10, 50 years ago. Sunt prizonieri. They are prisoners. Și nu pot să scape. And they cannot wrangle themselves free. Trăiesc în 1950, 60, 70, în 2010. They live in the 1950s, 1960s, 1970s, 2000s, not in 2022. Trecutul nostru este o istorie cu care ne vom întâlni doar în fața judecății. Our past is a history that we will meet only when we face justice. Până atunci este istorie. Until then, it is history. Noi trăim într-o zi, astăzi. We live in one day, and that's today. Și la 12 noaptea, mâine va deveni astăzi. And at midnight, tomorrow will become today. Și dacă n-ai făcut bine, așteaptă din nou 12 noaptea, că ți se oferă o nouă șansă. And if you didn't do good, you have to wait again, dar because zi, you will be given a new day. Se vor încheia. But one day, these chances of renewal at midnight Bunica will cease. Mea mi-a fost mamă și tată. My grandma didn't have mamă și tată. A mother and a father. Dar într-o zi a murit. But one day she died. M-am uitat la ea cu inima frântă. I looked at her with a broken heart. Și am încercat să răspund la o întrebare care era în mintea mea. And I tried to answer a question that was in my own thoughts. Ce-i lipsește de nu mai zice nimic? What does she lack that she no longer says anything? Nu-i lipsea nimic, era întreagă. Nothing was lacking to her, she was whole. Era așa cum o știam eu de când am văzut-o. Până atunci. She was in the same way that we've always known her up until that point. Dar s-a terminat. But for her, it was done. Era la fel, dar s-a oprit. She was the same as the day before, but it was over for her. N-am mai văzut-o niciodată de atunci. I've never seen her ever since then. Și nici nu o să o mai văd în viața aceasta. And I will never see her ever again in this life. S-a dus. She left. Eu încă nu. But me, not yet. Dar mă voi duce. But I will one day. Vreau să știu unde mă voi duce. I want to know where I'm going. Vreau să știu de ce am nevoie acolo. I want to know why I have the need to be there. Călătoresc mult. I travel a lot. Și am un carry-on și o geantă pe care tot timpul le iau după mine. And I have a carry-on, a bag that I always carry with me. Am toate lucrurile înghesuite acolo. I have everything stuffed in there. Pentru că uneori dorm în condiții mai bune, alteori în condiții mai slabe, dar am toate lucrurile acolo. Because sometimes I'm sleep in better conditions, sometimes I sleep in not so good conditions, but I have everything in there. În 2-3 zile, o săptămână mă întorc acasă. However, 2-3 days a week I will return home. Dar atunci când o să plec acolo, nu o să mai mă întorc niciodată. But when I will leave there, I will never return back here ever again. Să mă ierți că îndrăznesc să te întreb. Să mă ierți că îndrăznesc să te întreb. Forgive me for daring to ask you. Când îți va veni rândul și vei pleca. When your turn will come and you'll leave. Știi unde te duci? Do you know where you'll go? Știi care sunt lucrurile de care va fi nevoie acolo? Do you know the things that you will need over there? Aș vrea să te rog să te gândești la asta. I want you to think about these just for a little moment. Casa și mașina se vor certa copiii pe ele. Your house, your cars, your children will fight over them. Dar dumneata ai un suflet. But you have a soul. Te vei muta, dar vei rămâne tot dumneata. You will move somewhere, but you will still remain yourself. Și acolo te vei întâlni cu ce ai făcut aici. And over there you will meet with what you've done here. Pentru că cel care conduce universul, el, cuvântul. Because he who leads the universe, he, the word, are istoricul la tot ce am făcut aici. Has a history book of everything that has done on this plane. Ai accepta ca cel mai mare bandit să doarmă în casă la dumneata într-o noapte? Would you accept that the greatest vagabond to live in your house for one day? Nu, de ce? The answer is no. Why? Obviously. Pentru că știi ce prostie a făcut și le va repeta cu familia dumitale. Because you have pretty high confidence that he will commit the same things that he has done in the past in your own house, right? A trecut cam mult timp și o să ne oprim. A lot of time has passed and we'll stop here. Suntem aproape să încheiem. We're almost about to close. Însă o să mai cântăm un pic. But we will sing just a little more. Eu aș vrea să vă sugerez cu stimă, cu dragoste. I wanted to suggest with the greatest love the following. Să intrați un pic acolo înăuntru. Enter a little bit over there in the interior. Acolo unde este ascunsă și durerea și zâmbetul.
where there's hidden both smile and hurt. Să intri acolo unde nu poate intra nici CIA și nici FBI. Enter there where no medic can ever enter. Și să te întreb, nu cumva cel care a venit și pentru dumneata? And ask yourself, didn't the one who has come also come for you? În 2000 n-a fost timpul. In 2000 there was no time. În 2010 n-a fost timpul. In 2010 it wasn't the time. În 2020 n-a fost timpul. In 2020 it wasn't the time. A mai venit o dată acum. He has come once again. Ești alt om. You're a spectator. Ai mai trecut prin niște experiențe dure care ți-au arătat urâtul vieții. You have gone through certain experiences that have shown you the hurt, the pain of life. Și acum ești mai predispus să-l accepți. And you are more predisposed to accept him. Cel care te-a creat nu-ți vrea răul. He who has created you does not want your hurt, your pain. El nu-și cere nimic, nu ai ce să-i oferi. He does not want to hurt you. He does not ask for anything from you. You have nothing to offer him. Vrea doar să-i spui. He just wants you to say, forgive me. Mi-e rușine cu multe dintre lucrurile pe care le-am făcut. I'm ashamed of many of the things I've done. Nu vreau să plec cu ele, pentru că știu că se vor întoarce împotriva mea ca un bumerang. Iartă-mă, te rog, iartă-mă. I do not want to leave with them a burden on me because I know they will return onto me like a boomerang. Forgive me, please, forgive me. De ce să nu te duci într-un loc în care ai vrea să te duci? Wouldn't you want to go to a place where it's worth going? Dacă a venit să ierte pe oameni, de ce să nu te ierte și pe dumneata? If he has come to forgive mankind, why shouldn't he forgive you as well? Dacă alții pot merge în cer și poate au făcut mai multe păcate decât dumneata. If others can go into paradise, into heaven, and maybe they've committed a lot worse atrocities and sins than you. De ce ți este greu să te căiești, să regreți spunând iartă-mă, te rog, iartă-mă? Why is it hard for you to repent, saying, forgive me? There have been many Christmases in the past, and they've passed. We're left with a taste of stuffed cabbage and just memories. However, one day, we will stand before God. And he will look at us. Pentru că el ne-a creat. Because he's created us. Și el ne-a dat legea sa. And he has given us his law. Încercăm să respectăm legea, pentru că altfel plătim amendă sau suntem închiși. We try to respect the law because otherwise we pay a fine or we're closed up in jail. Și pentru că nu plătim amendă când încălcăm legea și pentru că nu ne închide nimeni, avem impresia că suntem liberi să facem ce vrem. But because no one jails us up or no one fines us when we encroach on God's law, we think that we are allowed to do it. Biblia spune că omul moare o singură dată. The Bible says mankind dies only once. Și apoi vine judecata. And then there is judgment. În viața aceasta avem responsabilități. In this life we have responsibilities. Dincolo, but beyond, nu mai avem responsabilități. We no longer have any responsibility. Avem răsplată sau pedeapsă. We have either reward or punishment. Răsplată sau pedeapsă. Reward or punishment. E bine să știm înainte să ajungem acolo. It's good to know before we arrive there. Aici putem schimba oricând dorim lucrurile. Here we can change things anytime we wish. Pentru că el este aici. Because he's present here. Așa cum este aer aici, așa este și el. In the same way that air is present here, in the same way he's here. Se uită la mine. He looks at me. Și ar place ca să-l privesc. And he would like for me to gaze upon him. Și cu privirea aceea vinovată a unui om care știe ce a făcut. Să-i spun, te rog să mă ierți. And with that guilty gaze that knows what I've committed, to say, forgive me. Și te mai rog ceva. And I ask for one more thing. Nu doar să mă ierți pentru trecut, să-mi schimbi mintea și inima pentru viitor. Do not just change my past, but change also my mind for the future. Suntem la câteva clipe să ne oprim. We're a few moments away from closing. Și aș vrea să spun o rugăciune, așa cum facem de obicei. And I'd like to have a prayer, just as we do usually. Pentru că rugăciunea este o reacție la tot ceea ce el ne-a spus. Because prayer is a reaction to everything that he has told us. Mai țineți minte când venea tata și spunea, mă copile, venea și mama, ne certa și ea. You know, when we were younger, our mom, our dad would come up to us and say, child. Și noi aveam o reacție.
And we would have a reaction. Ia, mai lasă-mă în pace. Leave me alone. Sau, or, te rog să mă ierți, tate și mami. Please forgive me, mom and dad. Aici e și una și alta. There is deceit on this mouth, on this tongue. Pe care o să o folosesc astăzi. Which one will I use today? Eu știu pe care. I personally, for myself, know. Eu m-am săturat de durere, de singurătate și de chin. I've been saturated with pain, with hurt, with loneliness and torture. Dincolo, unde timpul e fără sfârșit. Over there, beyond, where time is without end. Vreau să fiu cu el. I want to be with him. Și vreau să fie bine. And want it to be good for me. Tot ce fac pentru dumneavoastră, fac pentru viitorul meu etern. Everything that I do not do for you all. I do for my eternal future. Eu nu sunt ca un pet, ca o pisică sau un câine care să dispar. Eu am conștiință, ei nu au. I'm not a pet, I'm not a cat or a dog that goes away and disappears. I have a conscience, they do not. Te rog în clipa asta, intră în interior și spune lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești aici. Te rog să mă ierți că îmi pare rău, mi-e rușine. Te rog să mă ierți. I plead with you in these moments. Go within yourself. Go in your interior, in your deepest thought, and go before the Lord and ask the Lord for forgiveness. Please forgive me. Dacă oamenii ne iartă în astfel de situații, cu atât mai mult Dumnezeu. If men are capable of forgiving in such situations as this, how much more is God capable of forgiving? Cât este de mare și de tare. How great is He and how powerful is He? Nu mă abuzează niciodată. He never abuses me. Îmi respectă decizia, chiar dacă e cea mai proastă decizie posibilă. He respects my decision even if it is the dumbest decision. Pentru că El mi-a dat dreptul să fac ce vreau cu viața mea. But because He has given me the right to choose what I do with my life. Și au fost mulți ani în care mi-am bătut joc de viața mea. And there were many times where I brought dishonor upon my own life. Și n-am câștigat absolut nimic decât niște amintiri care mă chinuie. And it won me absolutely nothing except torturous memories. Aș vrea să vă invit să facem rugăciunea aceasta. I want to invite you to make this prayer. Creatorul cerului și al pământului, Tatăl nostru ceresc. Creator of heaven and earth, our heavenly Father. O mare mulțime de oameni ne-am ridicat în picioare și stăm înaintea ta. A great multitude of people has stood up before you and we're standing before you, Lord. Am auzit mesajul pe care ni l-ai trimis în Biblie. We have heard the message that you have sent in the Bible. Cartea aceasta pe care n-a distrus-o nimeni până astăzi pentru ca să avem și noi descoperirea ta. This book that no one has destroyed up until this day so that we too would have your revelation. Îți mulțumim că ne-ai ajutat și ne-ai dat viață să ajungem până la vârsta asta. We thank you that you have given us life and you have helped us to arrive at this age today. Îți mulțumim că ne-ai dat tot ce avem. We thank you that you have given us everything that we have. Dar stăm în fața ta și ne uităm în interior. We stand before you and look in the interior. Și vrem să ne ierți pentru vinovăția pe care o simțim. And we just want you to forgive us for the guilt that we feel. Tu ne-ai spus că Iisus a murit pentru noi. You have told us that Jesus has died for us. Și El ne substituie, El se încarcă cu păcatele noastre dacă noi ne cerem iertare. And He substitutes out for us. He loads Himself with our sins if we ask for forgiveness. Dacă din sutele astea de oameni, bărbați și femei, if out of these hundreds of people, men and women, cineva cu regret își cere iertare acum, someone with regret is asking for forgiveness in these moments, după cum ai promis, as you have promised, Father, și în numele Mântuitorului, and in the name of the Savior, iartă-i toate păcatele. Forgive all their sins, Lord. Și păstrează-i un interes crescând pentru lucrurile sfinte. And maintain in them a ever-growing interest in the things of holiness. Iartă păcatele care apasă. Forgive sins that oppress. Care trezesc noaptea din somn. That keep awake at night. Care creează anxietate și frică. That create anxiety and fear. Iartă păcatele, te rog. Forgive sins, please. În numele Fiului Tău pe care L-ai trimis. In the name of Your Son that You have sent. Îți mulțumim că ne iubești atât de mult. We thank you that you love us so much. Nu putem să înțelegem de ce ne iubești și cum poți să ne iubești. We cannot understand why you love us and how you're capable of loving us so much. Că ai venit la noi. We thank you that you have come to us.
Tu nu ești bradul nostru și nici globulețele noastre. You're not our Christmas tree, you're not our Christmas tree ornaments. Tu nu ești sarmalele noastre și nici petrecerile noastre. You're not our stuffed cabbage, neither our parties. Tu ești Dumnezeu care umple universul cu prezența Lui. You're the ever-present God that fills the entire universe. Tu ești Dumnezeu care ai putere să faci orice lucru. You're the God that has power to do anything. Inclusiv dragostea să ierți pe oamenii care se căiesc de păcatele lor. Including love to forgive people who have sinned against you. Îți mulțumim că avem onoarea și harul și oportunitatea asta să scăpăm de urâtul din noi. We thank you that we have this honor and privilege to escape the evil within us. Și să primim liniștea unor oameni eliberați. And to receive the peace of people who are honorable. Să primim pacea care vine din iertarea ta. To receive the peace that has come from your forgiveness. Și să sperăm și noi că într-o zi vom fi cu tine în cer. And for us too to have hope that one day we will be in heaven. Nu departe de tine în foc. Not far away from you in fire. Îți mulțumim că ai îngăduit să mai experimentăm încă o dată sărbătoarea de Crăciun. We thank you that you have allowed once again for us to experience the holiday of Christmas. Pentru că ai avut ocazia să ne mai confrunți încă o dată cu ceea ce se numește vestea. Because you've had the occasion to once again confront us once again with your gospel. Mulțumim pentru Hristosul care a murit în locul nostru. We thank you for the Christ that has died in our midst. El ne-a justificat înaintea ta. He has justified us before you, Lord. Și noi astăzi suntem curați pentru că El a murit. And today we are clean because He died. Îți mulțumesc pentru fiecare persoană care este aici. I thank you for every person that is here. Te rog, Doamne, dă-ne lumină în minte și în suflet. Please, Lord, give them light within their minds and their souls. Binecuvintează-ne cu mântuire. Bless them with salvation. Schimbă-ne perspectiva vieții încât să fie compatibilă cu perspectiva ta. Change their perspective on life so that, such that it's compatible with your perspective. Dă-ne o viață nouă. Give them a new life. Dă-ne o minte nouă. Give them a new mind. Binecuvintează-ne familiile. Bless their families. Și dacă acolo sunt boli sau probleme adânci. And if there is sickness or deep problems. Tu, Dumnezeule mare, întinde-ți mâna și rezolvă problemele acelea. You Almighty God, great, please reach out your hand over them. Ca în sărbătorile acestea, mâna ta bună să fie așezată peste fiecare casă. Make it such that these holidays your hand would be outstretched upon these families. And your grace să dea mântuire, give healing, să dea ușurare, salvation, bucurie și speranță. And easement of pain and hope. Nu ne satisfac doar sarmalele și prietenii. Stuffed cabbage and friends do not satisfy us, Lord. Uneori simțim că ne-am săturat de ei. Sometimes we feel like we're sick of them. Avem nevoie de tine. We need you. Pentru că tu nu ești ca ei. Because you are not like them. Rămâi în sufletele noastre și în casele noastre. Remain in our souls and in our families and in our houses. Și noi ne aplecăm genunchi în fața ta. We bow down our knee before you. Ne aplecăm genunchi în fața ta. We bow down our knee before you. Și ne închinăm în numele lui Isus. And we worship in the name of Jesus. Amen. Amen.